mai pus la dumneavoastră pe 26 martie, tot în acest an. Cineva poate să aduce aminte din ce a fost prezent. Iar proiectul de astăzi este o continuitate a acelei activități. Pro-vot direct și secret pentru fiecare alegător. E bannerul în față. Este un proiect care este finanțat de către Fundația Este Europeană prin fondurile ambasadei Suediei și a Ministerului de Externe din Danemarca. În cadrul acestui proiect sunt patru parteneri. Este Asociația Surdilor din Republica Moldova, este Asociația Motivație, deci Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii, și este Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități. Această activitate are drept scop informarea persoanelor cu dizabilități auditive privind posibilitățile de incluziune în procesele electorale. Astăzi avem plăcerea să o avem alături de noi în sală pe domnul Ștefan Uitu, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale. Avem mai multe activități pe diferite domenii, domenii de dizabilitate. Ceea ce ține de dizabilitățile auditive, deci în ziua alegerii și pe 1 decembrie, a doua zi după alegeri, vom avea în incinta Comisiei Electorale Centrale doi translatori mini-cogestoare. Deci atunci când va fi translare de la Comisia Electorală Centrală privind rezultatele alegerilor, deci în sală vom lucra doi translatori mini-cogestoare. Sperăm că mass media va relata cum trebuie, vă zic, în așa fel ca mesajul să fie inclusiv și să fie înțeles, vă zic, de persoanele cu dizabilități auditive. Deci, în acest context, săptămâna viitoare, în parteneriat cu Asociația Surzilor, vom face un apel, un demers pentru instituțiile media și pentru partidele politice concurențe electorale. Mai sunt două săptămâni, vă zic, până la finalizarea campaniei electorale. Și este o invitație pentru cei care își pregătesc mesajele electorale și pentru cei care le reflectă, să le reflecte într-o manieră civilizată. Discutam data trecută că pe ecran este o imagine, pe buze noi vedem că omul vorbește altceva și jos este cu titre, vă zic, cu totul altceva. Să avem un mesaj civilizat și înțeles pentru toată lumea. De asemenea, vom promova în calitate de observator electoral una sau două persoane, vă zic, cu dizabilități auditive. În funcție cum va fi posibil acest lucru. Care pe data de 30 va merge în secția de votare și va face observare. Din punct de vedere al dizabilităților, în general. Planificăm să avem astfel de undeva în jur de 15 persoane, din care vreo 10 persoane cu dizabilități de vedere, locomotorii, auditive, în așa fel ca să ne promovăm drepturile. Ceea ce ține de dizabilități vizuale. Vom avea anul acesta plic ultrafaret. Poate vă aduceți aminte, în 2010 a existat această experiență, această pilotare și a fost de succes. Acum le vom avea în toate centrele raionale din Republica Moldova. Undeva în jur de 45-50 de secții pe întreaga Republica Moldova. De asemenea, ceea ce ține de dizabilități locomotorii, vom avea o persoană în scaun cu rotile care va activa în ziua alegerii în secția de votare. Iar la o săptămână, două după aceasta, el va fi protagonistul emisiunii Jurnal Săptămânal de la Europa Liberă, ca să povestească din experiența sa. În același timp, în ziua alegerii vom avea la dispoziție două mașini care vor lucra pe, va fi serviciu taxi pentru persoane cu dizabilități locomotorii.
da un telefon la un dispecer și vor avea posibilitatea să meargă să voteze în secție. Deci nu acasă, dar în secția de vot. De asemenea, vom edita în limbaj Braille. Deci, pe finalul prezentării domnului Ștefan Râtu, o să vă oferim fiecare dintre dumneavoastră ghidul alegătorului. Deci, un material, o broșură elaborată de Comisia Electorală Centrală. Iar noi, cu suportul și cu ajutorul Comisiei Electorale Centrale și acestui proiect, vom edita această broșură în limbaj Braille. 50 de exemplare, pe care le vom difuza în toate centrele raionale prin intermediul oficiilor teritoriale ale societății morților din Moldova. În linii generale, cam acestea sunt activitățile. Sigur, aș vrea să închei discursul meu prin un mesaj, poate enunțat de un astronaut care a făcut primul pas pe Lună, zice: este un pas mic pe Lună, dar este un pas mare pentru civilizații în general. Proiectul anterior, acest proiect și proiectele ulterioare care vor veni a organizațiilor non-guvernamentale, a asociației surzilor, în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală și cu alți parteneri de dezvoltare, au drept scop de a crea condiții pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă posibilitatea să voteze liber, direct și secret. Eu vă mulțumesc pentru atenție și avem să oferim cuvântul domnului Ștefan Râtu. Eu vă salut în numele Comisiei Electorale Centrale. Așa cum a fost spus, eu sunt vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale și sunt responsabil pentru asigurarea dreptului de vot și dreptul de a fi ales persoanelor cu dizabilități și egalității de gen. Deci mă bucur că în această sală sunteți cam în aceeași măsură, adică femei și bărbați. Dar îmi pare rău că prima dată sunt la dumneavoastră aici. Trebuia poate să vin mai înainte să știu problemele dumneavoastră. Trebuie să recunosc că, de fapt, din punctul de vedere a procesului electoral, cel mai puțin poate am făcut pentru dumneavoastră, mai mult fac organizațiile obștești, ne mulțumim pentru aceasta. Și trebuie să recunosc de asemenea că avem o problemă, chiar nu cunoaștem unde sunt mai multe persoane cu dizabilități, care sunt aceste dizabilități și ce fel de nevoi au ei. Chiar dacă este Comisia Electorală Centrală, este o structură statală, și sunt diferite structuri care trebuie să aibă grijă de persoanele cu dizabilități, la ziua de azi, comunicarea între aceste structuri încă lasă mult de dorit. Nu este suficient de bună, așa încât noi să putem cunoaște problemele, să știm ce vor oamenii care au aceste probleme și să știm cum putem să ajutăm pe ei, inclusiv în ziua voterii. Totuși, comparativ cu alți ani, cred că am făcut destul de mult în promovarea acestei probleme, în soluționarea problemei drepturilor persoanelor cu dizabilități de a-și asigura dreptul de vot. Una dintre care este pe cabină, deci aveți o cabină pentru toți alegătorii. Aceea poate rămâne și acolo. Asta o lăsați în jur, da.
beneficiat asta este o cabină pentru persoane cu dizabilități care poate fi puse pe orice masă. Evident, trebuie să fie pusă la o așa înălțime încât persoana se poate vota. În special, asta e prevăzută pentru persoane cu dizabilități motorice. Deci, persoana care votează, așa cum e comod să vină cu căruciorul, poate din orice parte a mesei să vină și o poate plasa în așa fel, încât se poate asigura secretul votului. Să nu se... Ea este foarte ușoară, este câteva sute de grame, deci se poate ușor să schimbe așa cum dorește. Încât să nu se teamă că cineva îl fotografiază dintr-o parte sau cineva îl vede din altă parte. Deci este un secret. În aceeași cabină, înălțimea este suficientă, se poate devota oricine. Eu personal sunt de părere că așa cum Moldova a ratificat Convenția Internațională, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, consider că locurile de votare pot fi asigurate așa încât și persoanele cu dizabilități, și cele fără dizabilități, să voteze în același locuri, să nu fie segregarea aceasta, să nu fie deosebit că aștept persoane cu dizabilități, dar aștept nu. Dar condițiile pentru votare să fie asigurate la fel. Cu regret, în anul acesta n-am reușit, în scrutinul acesta, n-am reușit să asigurăm așa cabine. Sper pe viitor, când acestea se vor epuiza, vom face altele cu țânând secund de această convenție, cu privirea convenției la care m-am referit. Deci asta este o inovație. Toate cabinele în toată Moldova, inclusiv peste hotare, vor fi de acest fel. Deci nu va fi problema care înainte se discuta, că culoarea cabinei, ba roșu, ba verde, ba albastru, putea fi considerat ca agitație electorală, acum aceasta nu se va întâmpla. Deci, o altă noutate este că pentru persoanele cu dizabilități de vedere, a vorbit deja domnul Coroz, domnul Victor, a vorbit că vor fi aceste pliculețe. Contribuția noastră este mai mică, zice, poate mai modestă, pentru că este, în primul rând, acordul nostru politic ca aceste pliculețe să fie făcute. Este o contribuție, să zicem, prin centrul de instruire continuă a funcționarilor electorali și este contribuția organizației neguvernamentale pe care le-am numit domnul Coroz. Deci, evident că nu este suficient acest pliculeț. Persoanele cu dizabilități de vedere trebuie să fie și informate. Poate, în comparație cu dânsii dumneavoastră, aveți posibilitatea să citiți și este, să zicem, un pas înainte. Evident că sunt alte probleme, deci alfabetul Braille este, poate, nici nu de toți cunoscut, dar și de cei care este cunoscut, încă nici nu putem asigura, este doar promisiunea din partea domnului Victor, asociația pe care domnul Victor. Deci trebuie să ne gândim, eu mă gândeam și la aceea că poate să punem niște playere, niște dictofoane cu informații despre fiecare persoană, deci fiecare concurent electoral, să fie și lista acestor candidați, și oricine dorește, de exemplu, iată aici, dacă cineva dorește să aveți o bibliotecă, dorește cineva să facă cunoștință cu lista, să zicem, candidaților, vine, pune în urechi, ascultă și se pregătește pentru ziua votării. Asta, evident, trebuie să fie informarea, trebuie să fie cu mult înainte decât, să zicem, ziua votării. Noi ne-am gândit și la pagina internet a Comisiei Electorale Centrale, este făcută așa, încât informația acolo poate fi, deci, trecută în regim de mărire, așa încât cei cu dizabilități de vedere se poate citi în dimensiuni mari. El își alege una din trei opțiuni care sunt acolo pe pagină. Este un pas înainte, dar este un pic destul de puțin pentru ca să fie destul de bine informați.
subtitrile vor fi. Dar, din păcate, atunci am, cel puțin de la mass media, atunci când am adoptat noi codul privind reflectarea campaniei mass media, în campanie electorală, deci privind promovarea campaniei electorale în mass media, adică comportamentul acestor jurnaliști și respectiv a companiilor, noi am solicitat ca ei să ne prezinte posibilitatea, dacă pot să aibă, iată, translarea aceasta mimico-gestuală. Cu regret, ei au spus că nu au găsit specialiști. Acum văd că cel puțin aici este un specialist. N-au căutat. Deci, are vizita mea aici o să fie cel puțin o informare pentru mine și pe viitor am să știu ce se întâmplă. Noi trebuia, de fapt, să includem în codul acesta de reflectare să fie conceptul de reflectare a campaniei mass media. Să fie inclus această obligație ca televiziunea să aibă translarea mimică gestuală. Pe viitor, vă promit că vom face acest lucru. Desigur că trebuie să avem lista aceasta și poate iată dumneavoastră să ne dați și lista celor producători, ca noi, în caz dacă cineva ne spune că nu găsim specialiști, noi să ne prezentăm lista, să spunem luați alegeți pe cine doriți și consultați. Va fi și o posibilitate ca cei care lucrează ca translator să poată și să facă un ban în plus. Cred că nu sunt foarte tare solicitați, așa cum nu prevăd la mass media noastră să fie cineva care dorește să aplice această translare din gestuală. Deci, cu altă noutate sau cu cerință, este pentru ca să asigurăm accesul liber a persoanelor cu dizabilități la secțiile de vot, noi am cerut că ele să fie amplasate toate la parter. Deci, cum zic în Moldova, la etajul întâi, da? Deci, ca persoana cu dizabilități să nu aibă necesitate să ceară ajutorul altor persoane pentru a avea acces în secții de votare. Totuși, școlile, spitalele, grădinițele, casele de cultură, acolo unde de obicei sunt amplasate secțiile de votare, mai de discut birouri de secțiile de votare, deseori au scări și în unele cazuri sunt chiar câțiva metri înălțime. Cu suportul ambasadei Marii Britanii, pentru care îi mulțumim și în prezența dumneavoastră, deci ei au fost de acord să ia câteva raioane, au luat în anul acesta două raioane pe care să le asigure cu rampe pentru acces a persoanelor cu dizabilități și vom face aceste două raioane model. Trebuie să recunosc că atunci când am solicitat informația de la diferite raioane, unele raioane avem praguri de 30 sau 50 de centimetri, solicit ajutor de la ambasada Marii Britanii, ceea ce este de rușine. Spune că acolo trebuie 2-3 cărămiri să depună la prag, să torne leacă de ceamor, de ciment și problema s-ar fi rezolvat. Totuși se scrie demersul, mai mult cred că durează scrierea demersului acesta decât să iei acele ce am spus eu necesare și să rezolv problema pe loc. Noi am avut acum o serie de întâlniri cu persoanele care sunt responsabile de organizarea alegerilor. Vorbim de consiliile electorale de circumscripție și birourile electorale care sunt la secțiile de votare în toate localitățile. Am discutat cu ei și le-am cerut ca ei să urmărească ca acest acces al persoanelor cu dizabilități, a persoanelor în vârstă, persoane care au copii mici în cărucioare, să fie accesul pentru ei tot atât de liber cum este pentru celelalte persoane. Câteva noutăți în anul acesta la votare în general. Listele electorale, pentru prima dată, listele electorale se produc de Comisia Electorală Centrală și nu de autoritățile publice locale, cum se făcea anterior. Ideea era ca noi să excludem implicarea autorităților publice locale în perfectarea listelor, pentru că mai mulți observatori, inclusiv alegători,
Bănuiau că autoritățile publice locale, fiind într-o anumită măsură politizate, au interesul să bage mai mult sau să scoată din liste pe unii pe care știu cum ar putea să voteze. Și din acest punct de vedere, Comisia Electorală Centrală a devenit responsabilă pentru elaborarea listelor electorale. Evident, anul acesta o să fie prima dată și ar putea să fie și probleme multe. Acum am sesizat o serie de probleme, vor mai fi. Vă rugăm toți acei care veți întâlni asemenea probleme, o spun asta la toți alegătorii, inclusiv dumneavoastră, să fim toleranți, înțelegători și să încercăm să rezolvăm problema, dar nu să căutăm motivul. Deci, pentru că aceste liste electorale se fac centralizat la Comisia Electorală, este și Registrul de stat al alegătorilor. Adică este o bază de date electronice, computerizată, în care se importă, de la Registrul de stat al populației, se importă toate persoanele care au dreptul de vot, care au primit 18 ani în ziua voterii, și această listă este completată sau ajustată cu încă câteva registre, care la momentele nu sunt încă în funcție, dar noi luăm informația de la instituțiile respective. Astea sunt persoanele care se află în detenție, persoanele care au interdicții de vot, sunt private de dreptul de a vota, militari, persoanele care se află în spitale la momentul votării. Dreptul de vot în Republica Moldova îl au persoanele care vor avea buletinul de vot, deci cu cetățenie respectiv, dacă are buletinul, înseamnă că are și buletinul. Deci, în baza IDNP, adică indicatorului numeric unic, acel număr cu 13 cifre care este dat în buletinul de vot și în fișa de însoțire la buletinele vechi. De tip B. Acum sunt buletine de tip nou, începând cu 7 martie anul trecut, 2013, sunt buletine tip nou. Aceste buletine sunt însoțite de o fișă care este doar pentru votare. Fișa aceea nu vă trebuie la nimic altceva decât pentru votare. Iată, în această fișă și în fișa buletinului vechi se va pune o ștampilă. Votare. Votare. Alegerile. Dacă fișa aceasta este prevăzută la buletin special pentru alegeri, de ce vă temeți să fie murdărit? Chiar arată destul de bine, dacă întrebi să-i scris alegeri 30 noiembrie 2014. Asta înseamnă că, acum să-mi se spun, deci pentru că asta... Nu este în listă, eu m-am înscărit într-un vot meu, pentru ce mai trebuie să-l deu? Deci, răspunde ce... Pentru că unii cetățeni, dorind foarte mult să promoveze pe cineva, ar putea să se dorească să voteze și a doua oară, și a treia oară. Dumneavoastră țineți minte alegerile din, sau mai bine spus, evenimente, din aprilie 2009, când a ars Parlamentul. Deci, una din motive a fost suspiciunea că alegerile au fost fraudate, că cineva a avut dreptul să voteze de mai multe ori. Eu personal, am venit în Comisia Electorală Centrală în februarie 2011. Noi am, deci prima ce am considerat eu ca obligația mea, să verificăm dacă ceea ce s-a întâmplat în 2013... Să verificăm dacă într-adevăr au fost suflete moarte în listele electorale sau nu. Am constatat circa 9 categorii de persoane și în total peste 240.000 de
persoane care erau suspicioase în listele electorale. De exemplu, putea să fie femeia care s-a căsătorit sau bărbatul și a schimbat numele, deci el figurează în listă și cu numele vechi și cu numele nou. În unele locuri era scris, de exemplu, urâtul cu I din I, în alt loc cu I din A. Într-un loc urâtul SG, în alt loc urâtul Ștefă. 9 categorii de aceste persoane, în total 240 și ceva de mii, ceea ce înseamnă că peste 9% din alegători puteau să voteze. Nu pot să vă spun acum, au votat ei sau nu, dar puteau să voteze de mai multe ori. Am găsit o persoană care a votat de 116, nu a votat, dar figura în diferite liste, de 116 ori. Un număr destul de mare de oameni care au votat de la 1 până la 10 ori. Adică au figurat, dar nu au votat în acest studiu, care au figurat în liste de la 1 până la 10 ori. Noi am verificat toate listele la nivel național, am eradicat, am radiat din liste persoanele care figurau în mod, să zicem așa, nelegitim, de două sau mai multe ori, și am organizat alegerile locale din 2011, credeam noi, cu listele curate. După alegeri am descoperit că multe dintre cele erori care le rădeasem anterior, ele au apărut din nou în listă. Sunt motive obiective și subiective pentru aceasta. Unele persoane nimeresc, cei care au decedat, nimeresc în listele electorale pentru că acei cu pricina care dețin documentele nu le-au prezentat la Registrul de Stat a Populației ca acestea să fie documental scoase. Adică nu are dreptul registru să scoate din registru, de la evidență, persoana care se presupune că a decedat, dar dacă în dovadă la aceasta nu s-au adus documente de confirmare. Trebuie să fie documente. Dacă persoanele au decedat peste hotare, le-au mormântat acolo, deseori informația asta nu este și aceste persoane vor continua să figureze. Deci ca să nu fie asemenea, zicem, probleme legate de posibilitatea fraudării alegerilor prin votarea multiplă, Registrul de Stat al alegătorilor, despre care v-am vorbit, va fi înfăptuit cu două calculatoare, cu câte două calculatoare, la fiecare secție de votare. Când veți veni la secția de votare, veți intra și, în primul rând, veți trece pe lângă un calculator, unde veți prezenta buletinul de identitate și, după ce se introduce IDNF-ul dumneavoastră în calculator, vă găsește, da, dumneavoastră sunteți în listă, aveți dreptul să votați aici. Sau, o să vă se spună că dumneavoastră sunteți în listă electorală, dar dreptul de vot trebuie să-l înfăptuiți la alte secții. Și vă spune adresa, unde trebuie să vedeți. Și a treia, deci, opțiune ar putea să fie că, da, dumneavoastră sunteți în listă, dar ați votat deja la alte secții. Și nu mai aveți dreptul de vot. Fiecare alegător are un singur drept, dreptul de un singur vot. Și nu mai mult. Nici pentru soție, nici pentru copil, nici pentru oricine. Deci, așa, în vârfă, tot aici partii, nimeni care are dreptul de vot. Nici nu are nimeni dreptul să voteze pentru altă persoană. Chiar dacă persoana ce vede acordul, vede buletinul, nu are dreptul și... Deci lucrul ăsta se pedepsește. Este prevederea în codul penal că acel care a votat multiplu, sau se spune că a fraudat alegeri pe orice care, va fi pedepsit. Deci se aplică pedeapsa. Buletinele sunt solicitate de către birourile secțiilor de votare. Adică acolo unde dumneavoastră votați, acolo ei solicită buletine în limba rusă, atâtea, buletine în limba română, atâtea. Și
dacă ei au solicitat mai multe sau mai puține, asta va fi problema lor, dar ne vom trebui să asigurăm în deplină măsură. Totuși, vă sugerez să nu faceți mare problemă, adică să nu politizăm cu limba, deci de scrierea buletinilor, fiindcă deci, buletinile sunt scrise într-o limbă care și englezii și francezii, dacă vin în Republica Moldova, ei pot să se lămurească foarte ușor în buletinul acela, fiindcă informația scrisă e cu doar, trebuie o leacă efort. Ne ducem peste pătare, peste ori, peste străzi și prindem foarte bine, prindem în câteva minute sau ore, prindem foarte bine logica acestei limbi, chiar în poloneză sau în orice altă limbi care trebuie foarte apropiată. Nouă, ușor ne implementăm ca să citim și să putem înțelege despre ce este vorba. Mai ales că noi informația asta o avem și dinainte. Deci am văzut-o prin mass media și cunoaștem aproximativ despre ce este vorba. Mai sunt simbolurile pe care le-au aflat toți concurenții, simbolurile electorale. Și asta nu ar fi o problemă. Adică eu v-aș sugera să nu facem o mare problemă sau să încercăm să politizăm aspectul lingvistic în alegeri. Este mult mai important ca alegerile să fie corecte, ca alegerile să fie libere și să alegem o conducere care ne va face viața mai bună, decât să încercăm să câștigăm o nuanță politică pentru care va trebui să trecem în 7 aprilie sau un Maidan care avem la Kiev, ca cum am numit acesta. Problema în care cu majoritatea din persoanele cu dizabilități auditive sunt au fost în școli tip sovietic care au învățat limba rusă și acum nu e greu să integreze în societate, pentru că nu cunosc. Ei au de limbajul, cei pe care le-au dat numai ce. Nu înțeleg nimic acolo. Da, încă și ca asta... Sunt mai multe aspecte, aș spune. Este vorba de aspectul de acces la informație și inclusiv înțelegerea corectă a buletinului pentru ca votul să fie corect. Deci în acest aspect noi facem. De acum 22 de ani, când nu mai este acel regim sovietic care era anterior, și în 22 de ani se poate de învățat cel puțin să vedem ce este scris într-un buletin, două propoziții, două rânduleți. Totuși ne cătim. La asta noi continuăm și v-am spus că noi le facem în limba rusă. Multe informații sunt traduse pe pagina noastră internet și în limba rusă, și în limba engleză, unele sunt. Așa că acei care doresc pot face. Cărțulia aceasta care v-am distribuit-o acum, ea poate fi de folos sau poate să nu fie de folos pentru unii care nu au făcut eforturi, dar încercați poate și prin ea o să înțelegeți limba. Deci trebuie să faceți niște eforturi, văd că sunteți oameni tineri în mult și care trebuie să încercăm să înțelegem limba de stat cu care funcționează statul. Pentru că în instanțele de judecată, în alte instituții, trebuie totuși să folosim o limbă de bază, care este limba de stat. Limba în cazul de față română sau moldovenă, cu care e foarte mulți au întrebări între dumneavoastră. Da, eu pe rând am să le ascult că da. Doamna m-a întrebat dacă este posibil să voteze omul care e acasă. Deci persoanele care sunt la par, care nu pot să se deplaseze din vari motive, diferite motive pot fi, care nu îi permit el să vină la secția de votare, la biroul secției de votare, ei au dreptul până sâmbătă, înainte de ziua votării, adică până pe data de 29, la ora 6, ei pot să telefoneze sau să transmită prin cineva o cerere că dânsul dorește să voteze la domiciliu pe adresa cutare, unde se va afla el în ziua când va fi votare. Evident că aceasta trebuie să fie în raza secției de votare. Dacă el se va afla în altă parte, atunci trebuie la acea secție unde se va afla el. Deci unde e raza de competență. Fiecare secție de votare are raza de competență. Cine s-a îmbolnăvit peste noapte, sau în ziua votării, sunt întâmplă și asemenea situații,
că deci anumite împrejurări nu o să-i permită anumite persoane să se deplaseze la secția de vot. Atunci, această persoană, codul electoral spune că această persoană trebuie să prezinte buletinul de vot, asta, pardon, certificat medical, și de asemenea să facă cerere ca acesta, deci urna mobilă, să vină la fața lor. Noi, în anul acesta, am făcut un pas înainte și fiindcă avem înregistrările astea prin calculator, care exclude votarea dublă, fie și la domiciliu și așa, deci noi am spus că chiar dacă anumite persoane, din alte motive, nu pot să se deplaseze, sau îmbolnăvit și n-au reușit să ia certificatul acesta medical, noi spunem că dreptul de vot este mai presus decât niște formalități care ar interzice, dacă n-ai certificat medical, să votezi, că cei ar putea să se înregistreze și biroul secției de votare va lua decizia. Uite, ne-a invitat cu care, ne ducem sau nu ne ducem la el acasă. Și prin majoritatea de voturi, ei vor decide, noi încurajăm ca ei să meargă la toți acei care au solicitat la domiciliu să voteze sau la locul aferii, așa se numește în vot, deci să le permite să voteze. Adică noi considerăm că dreptul omului de a vota este mai important decât alte aspecte ale procesului de votare. Evident, în limitele legii. Da? Exemplu, Asociația Sobor, sectorul Râșcan, sectorul Botanică, să fie numai o secție de votare, ca să fie acces mai liber pentru persoane cu dizabilitate auditivă, pentru că tot. Că noi suntem în paștet în orașul și... Noi, corect, nu e corect. Tolea. Nu, deci stați-vă. Na Cicana? Deci, haideți așa, ne înțelegem că noi acum vorbim de dreptul de a vota, dar acum ne-am lovit de încălcarea dreptului la libera exprimare. Fiecare persoană are dreptul să înainteze propuneri și să fie auzit. Noi acum nu i-am dat voie să spună până la urmă și deja închidem dur. Nu. Deci, îl ascultăm, încercăm să înțelegem ce vrea el să spună. Ne punem în locul lui să vedem dacă nu ne-ar place sau nu ne-ar place, dacă ne-am schimbat cu locul și numai atunci vom decide. Deci dacă nu am înțeles ce vreau să spună, noi riscăm să omitim o propunere foarte importantă și care ar fi lucrurile pentru tot. Eu spus, acum vă spun eu așa. Mai multe persoane cu dizabilități cu care eu am discutat, ei ar vrea să nu fie segregați, că uite, voi aici, pentru unii, dincolo pentru alții. Fiecare vrea să vină, să se arăte acolo, în fața publicului și să fie de rând cu toți ceilalți. Să deprindem și societatea să vă primească așa cum suntem noi toți. Deci fiecare avem câte o dizabilitate. Și eu cred că ori vorbesc mult, ori vorbesc rău, ori altceva, dar este. Așa că nu trebuie deci trebuie să deprindem oameni. Dar dumneavoastră trebuie să veniți cu propunerea aceasta cum mai târziu. Pe viitor ar putea să fie, dacă veți vota și veți crede că este mai bine așa, noi zicem că trebuie la fiecare secție de votare să fie asigurate condițiile și poate și traducători respectiv. Iată, eu la început am zis că, din păcate, nu cunoaștem cum sunt concentrați oamenii pe teritoriul Chișinăului și în teritoriul, în general, în Republică. Dacă am cunoaște, noi am înțelege unde trebuie să fie asigurată cel mai bine în condițiile acestea. Dar eu zic, dacă este măcar o persoană, dreptul care va fi încălcat pentru care are dizabilități, asta ar fi o greșeală noastră. Trebuie să asigurăm inclusiv și acest drept. Propunerea care dumnealui o face, dacă corect am înțeles, că în fiecare sector al municipiului Chișinău,
să fie câte o secție de votare la care se asigură traducerea aceasta a minimului sau. Și să voteze numai persoanele surde. Fie doar persoanele surde, să fie secție de votare parte. Da. La Ciocana, la Botanica, telecentru. Asta... Surde și margele, cum să aveți și cu ce... Asta, asta în viziunea mea, ar fi o încălcare. Asta ar fi o încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, ar însemna o segregare și asta ar viola convenția de dreptul omului și a convenției omului pentru persoanele cu dizabilități. Teoretic, noi putem organiza... Cu regret,
poate și spre fericire, pot să zic, eu n-am venit cu promisiuni electorale, dar alegătorii sunt acei care pun notele sau care permit să zicem, partidelor, concurenților electorale să promită și să nu facă. Deci este unica modalitate de a identifica la acest moment că dumneavoastră nu veți vota pentru dânsii a doua oară dacă ei au promis și n-au realizat ceea ce au promis. Atunci, atunci când vin în fața dumneavoastră... Atunci când vin să ne facă promisiuni, când discut în fața dumneavoastră, întrebați, dar ce garanții ne dai tu că ceea ce promiți vei realiza? Referitor la numărul de secții de votare în Federația Rusă sau feste votare. Nu este Comisia Electorală Centrală, ci Guvernul este responsabil de deschiderea secțiilor de votare din străinătate. Cunoașteți că inițial au fost prevăzut de 15 secții de votare, după aceea au fost propus în 10, până la urmă au rămas 5. Noi am avut la Comisia Electorală Centrală, am inițiat registrul ca o înregistrare de avată a alegătorilor din străinătate. Înainte de a porni perioada electorală, noi am rugat toți alegătorii care s-au aflat peste hotare să se înregistreze, ca noi să vedem unde sunt mai mulți concentrați, să putem recomanda guvernului să deschidă acolo mai multe secții de votare. S-au înregistrat cu regret 1.700 aproximativ de alegători. Doar 1.700 din aproximativ 1.000.000 despre care se vorbește că ar fi peste votare. Acum, numărul de secții de votare în Federația Rusă au fost solicitări cam vreo 10, poate, solicitări de a deschide secții de votare, însă în toate acestea au fost semnături nu mai mult de 30 de oameni. Secțiile de votare se deschid acolo unde sunt cel puțin 30 de persoane, de alegători, și cel mult 3.000. Dacă au fost mai mult de 3.000 de solicitări, atunci noi deschidem două secții de votare, chiar într-un oraș, dacă o să fie. Cu regret, din Federația Rusă nu am avut asemenea condiții, dar vă spun și părerea mea personală este că acolo nici nu prea trebuia. Eu bănuiesc că declarațiile făcute din partea conducerii Federației Rusă, de la Ministerul de Externe, că vor fi expulzați cetățenii Republicii Moldova, că se pune embargo. Asta este o demonstrare a implicării în viața personală a alegătorului, în cazul fața cetățeanului, și noi suntem îngrijorați că nu cumva aceștia să fie aduși cu forța de către patronul care angajează la lucru și să-i oblige să arate că ei votează anume pentru un anumit concurent electoral și nu sunt liberi în exercitarea votului său. De aceea, cred că Federația Rusă, dacă dorește, într-adevăr, să asigure drepturile cetățenilor Republicii Moldova de a contribui, de a se implica în treburile interne, inclusiv prin alegeri, ea trebuie să demonstreze și ea o loialitate, o deschidere mai mare prin acest sens. Dar despre pensionari cu... Dreptul pensionar... Deci, foarte bine că ați menționat acest lucru. Pașapoartele de tip sovietic sunt excluse începând cu 1 septembrie din uz. Deci ele nu mai sunt. Acum, la etapa asta, noi am lucrat foarte mult cu întreprinderea de stat registru și ei sunt disponibili să vă preschimbe aceste pașapoarte cu documente legale, în conformitate cu legislația și gratuit. Gratuit. Din 200...
Din 250.000 care erau la început, în mai, când a fost adoptată legea, acum au rămas aproximativ între 4.000 și 5.000 de aceste persoane. Noi bănuim că cele mai multe dintre ele, pur și simplu, nici nu știu. Deci sunt în afara localității, o parte sunt în Transnistria și de asta nu sunt schimbate aceste persoane. Cine mai au aceste probleme și documente depășite, deci a cărui termen de valabilitate a expirat, deci documentele expirate pot fi acum preschimbate încă până la alegeri, sau în ziua votării va fi reprezentantul, deci întreprinderile de stat, registru, vor funcționa și veți avea posibilitatea să mergeți să vă aduceți documente în comunicație cu legea. Dar este mai bine să o faceți anticipat, înainte de ziua de Thank you.